Ascultați-mă, surorii, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați ferit. Suntem din nou alături de Fuego, într-o altă expoziție. E vorba despre case. Casa este locul de unde plecăm și unde ne întoarcem până la urmă, pentru că bine zice poetul, du-mă, Doamne, și mă pune în rai. Care o fi oare legătura între casele pe care le vedeți pictate pe pereți de Paul Surugiu și Grigore Vieru? Trebuie să-l întrebăm chiar pe artist, pe care încerc să-l vânez de vreo jumătate de ceas. Mă întrebam în timp ce veneam dincolo, care e legătura între casele părintești, de la care pleci și la care te întorci în cele din urmă, și Grigore Vieru? Păi legătura e foarte simplă. Casa părintească este piesa pe care a scris-o Grigore Vieru. Muzica Mihai Ciobanu mi-a încredințat piesa. Eu am făcut-o cunoscută în România și m-am gândit că de fiecare dată atunci când ne e mai greu ne întoarcem acasă. Cu toții avem o casă în sufletul nostru. S-a născut Casa părintească în urma poemului și am realizat 25 de case din diferite zone ale țării. Am muncit toată vara, n-am avut vacanță, asta nu mi-am luat vacanță. Foarte ciudat, când ai avut timp asta odată, n-ai avut vacanță. Am început de în ce luna iunie. De ce te-a ales Vierul tocmai pe tine? Dita mai poetul, pe tine. De ce pe mine? De ce pe tine, mai? Aici dânsul scrie așa în 2008. În harul tău, Paule, mi-am găsit limba română, doina strămoșilor și istoria noastră. Nu mai am ce căuta în țară, am găsit totul în colindele și cântecele unui prieten pentru totdeauna. Grigore Vieru. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt. Fondurile pe care le strângem merg către artiștii bolnavi și eu mă bucur că pot să fac lucrul acesta și e o onoare pentru mine să știu că... Dacă a determinat ceva, a fost ceva, un trigger care a scos la imală... M-a durut să știu că Cornel Constantiniu nu poate exact vorbi. M-a durut să știu că Anca Pandrea nu poate să-și realizeze bustul. M-a durut să-l văd pe maestru Ilie Micolov imobilizat la pat pentru că nu se poate mișca, că are probleme de sănătate. Mă doare când văd că Ileana Constantinescu, mare artistă a Olteniei, nu mai vede. Fuego face gesturi mărețe și primește susținere din partea celor mai buni prieteni și colegi de breaslă. La evenimentul caritabil au fost prezente nume mari din lumea muzicii populare românești. Vom fi alături de Paul totdeauna, pentru că l-am iubit de atunci de când a apărut și de când am auzit primele versuri cântate. N-am gândit niciodată că voi trăi să vin la această nemaipomenită expoziție. În ceea ce privește expoziția, este minunată. Toate tablourile pe care le-am văzut mă duc în anii copilăriei cu gândul la casa părintească, la satul natal. Inima mare a lui Paul de a oferi aceste tablouri în scop umanitar pentru cântăreții, pentru artiștii care sunt în dificultate, este un gest extraordinar de frumos. Sărut, femeie, mâna ta! Sărut, femeie, ochii tăi! L-am urmărit de la început și îmi place teribil de mult pentru că este un om foarte serios. Tenace. Nu face rabat de la nimic. Am fost cu el la expoziția de la Mamaia și vreau să spun că de fiecare dată el face un spectacol. Între dumneavoastră și Fuego e o asemănare. Aveți o anumită ținută, o seriozitate, un fel de a purta portul popular. De a Ești purta prima care a remarcat acest lucru, pentru că el mă copiază și m-a copiat. Nu să întreb, nu cumva l-ați cam inspirat? Păi, în primul rând, ne leagă originea. Așa e? Eu sunt Turda, dar nu din Turda. El e Paul Surugiu, cu ego, din Turda, e turdean. Dar nu e de neamul meu, ca să zic așa, de la Săpânța. Iar atunci când am acceptat invitația lui cu doamna Irina Loghin să fim părinții lui adoptivi în acel colind celebru, pe mine m-a impresionat atât de tare piesa muzicală Colindu, încât în prima audiție a fost la filmare, am plâns. Până am plâns și Irina și a plâns și el. Ca o surpriză pentru toți cei care au fost alături la impresionanta expoziție de tablouri, Fuego a ținut să-i încânte pe invitați cu vocea lui.